Au avut o foarte bună colaborare atât cu patronatul de la celui mai mare angajator, cât și cu sindicatul, reprezentanții sindicatului Dacia. Din păcate, toate informațiile pe care le-am avut pe ceea ce a însemnat manifestația de la Mioveni mi-au parvenit prin instituțiile abilitate, în speță poliție și jandarmerie, în momentul avizării mitingului respectiv și nu am avut o discuție. Chiar am rămas surprins de faptul că nici anterior, nici ulterior manifestației de acolo nu s-a solicitat și nu a fost niciun fel de discuție la nivelul instituției prefectului, ținând cont de faptul că de-a lungul timpului în multe problematici am fost solicitați să fim alături sau să participăm la întâlniri și cu patronatul și cu sindicatul de la Dacia.